doamna ministru Ligia Deca, domnule inspector general, domnule inspector general adjunct, domnule deputat, domnule prefect al județului Maramureș, dragi profesori, dragi elevi, dragi părinți, mă bucur să vă am astăzi oaspeți aici în curtea Palatului Administrativ a județului Maramureș, în municipiul Baia Mare, cu această ocazie frumoasă pe care o avem astăzi, și anume premierea elevilor care au obținut cel puțin o notă de 10 la evaluarea națională și la bacalaureat. Am început în 2021 programul Maramureșul susține excelența. Un program care s-a dorit și se dorește a fi un factor de competitivitate între elevii din județul Maramureș, atât din clasele gimnaziale, cât și din liceu. Un program care și-a propus să recunoască meritele pe care dumneavoastră le aveți, eforturile pe care dumneavoastră le faceți, atât elevii, cât și părinții, profesorii și toți cei care sunt alături de dumneavoastră. Mi-am dorit să punem la punct acest program și să-l dezvoltăm și îl dezvoltăm an de an cu noi elemente, pentru că eu cred foarte mult în competitivitate. Eu cred că dacă există competitivitate, atunci cu siguranță putem avea mai mulți și mai mulți elevi care să ne facă cinste. Și s-a demonstrat că în cei 3 ani a acestui program, an de an, mai mulți elevi au fost premiați și vorbim deja de aproape 2000 de elevi din județul Maramureș și pentru asta meritați aplauzele noastre. Am premiat elevii care au luat premii la olimpiade județene, naționale. Am premiat elevii care au fost șefi de promoții și sunt mulți dintre dumneavoastră care ați fost și în vara aceasta ca șef de promoție aici în curtea Palatului Administrativ. Am premiat și premiem elevii meritoși pentru că eu cred că dumneavoastră, dragi elevi, sunteți viitorul acestui județ. Și când mă uit aici în curtea Palatului Administrativ și văd atâția elevi care au luat 10 la evaluarea națională și bacalaureat, îmi dau seama că Maramureșul are prezent, dar cu siguranță are viitor. Și pentru asta, dragi elevi, vă așteptăm să construim împreună Maramureșul de mâine. Pentru că fără voi, cei care sunteți astăzi în curtea Palatului Administrativ și ceilalți elevi care au fost premiați până acum și care vor fi premiați de acum încolo, fără voi, cei care excelați în învățământ, nu avem nicio șansă să ne dezvoltăm. Dezvoltarea înseamnă, pe lângă investiții și alte lucruri pe care noi putem să le facem, înseamnă educație. Iar educația este ceea ce faceți dumneavoastră, adică excelența în educație. Dumneavoastră sunteți cei care veți pune umărul pe viitor la dezvoltarea comunității noastre maramureșene. Fie că vorbim de municipiul reședință de județ, fie că vorbim de orașele din județul Maramureș sau de comunele din județul Maramureș, fiecare dintre dumneavoastră puteți avea un aport în comunitatea noastră. Și pentru asta vă mulțumesc și vă urez succes în tot ceea ce veți face de acum încolo. Veți urma cursurile universităților în alte județe sau poate chiar în alte țări. Dar atunci când plecați la aceste universități și oriunde vă veți afla, să aveți în suflet mereu Maramureșul. Și chiar dacă unii dintre dumneavoastră nu vă veți mai întoarce, să ne faceți mândri acolo unde veți fi și să aduceți o imagine cât mai pozitivă
județului nostru. Vă urez încă o dată tuturor succes în tot ceea ce veți face de acum încolo, la liceu sau la facultate, și atunci când veți termina, să veniți înapoi aici, acasă, în Maramureș, să construim Maramureșul de mâine. Succes tuturor! Îi mulțumim frumos domnului președinte al Consiliului Județean Maramureș. O invităm și pe doamna ministru Ligia Deca să ne adreseze câteva cuvinte. Bună dimineața tuturor! Mă bucur tare mult să fiu alături de dumneavoastră astăzi la Maramureș. O să încep altfel. Protocolar ar trebui să încep cu domnule președinte al Consiliului Județean. O să încep cu dragi elevi, dragi absolvenți, dragi părinți, stimați profesori, sigur, domnule președinte al Consiliului Județean, stimați colegi de la Inspectoratul Școlar Județean, stimați membri ai Parlamentului, e o ocazie deosebită astăzi. Nu numai pentru că vedem o nouă ediție a programului Maramureșul Susține Excelența și premiem pe cei care au obținut cel puțin o notă de 10 la examenele naționale, ci pentru că avem atât de mulți copii care au o pasiune. Pentru că o notă de 10 nu înseamnă doar o competiție cu cei din jurul tău, cu colegii tăi. Înseamnă, în primul rând, o competiție cu tine însăți sau cu tine însuți. Înseamnă că, la cel puțin o disciplină școlară, a existat atât de multă pasiune și atât de multă muncă din partea dumneavoastră, încât ați atins baremul maxim. Mai mult de atât, la acea probă, nu se putea realiza. Iar acest lucru lasă o amprentă pe ceea ce va fi adultul de mâine. Înseamnă o motivație intrinsecă pentru a te autodepăși și înseamnă că ți-ai demonstrat ție, în primul rând, că poți să ajungi acolo unde ți-ai pus limita. Sigur că limitele le punem din ce în ce mai departe cu fiecare an și sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră, în primul rând, visați și aveți obiective personale mai departe de această etapă a examenelor naționale. Dar în acest moment mi-aș dori ca dumneavoastră, părinții dumneavoastră, dascălii dumneavoastră, autoritățile locale și de ce nu și centrale, care reprezint Ministerul Educației, să sărbătorim împreună faptul că ați atins maximul pe care îl puteți atinge la un moment dat. Și pentru asta vă felicit și vă mulțumesc. Sigur că da, sunt multe ocazii în care premiem excelența. Premiem șefii de promoție, premiem olimpicii, premiem pe cei care reușesc să obțină note de 10, premiem pe cei care au performanță în zona extrașcolară. Dar mai departe de aceste recunoașteri punctuale, cred că amintirea sentimentului pe care îl ai atunci când reușești să te autodepășești și faptul că ți-ai demonstrat tu ție că se poate și că poți să-ți atingi visul și obiectivul, rămâne poate cea mai de preț experiență pe care o putem avea. Sunt tare recunoscătoare că sunt astăzi alături de dumneavoastră și faptul că există un număr atât de mare de copii care au cel puțin o pasiune și se vede prin nota de 10, pentru mine este cea mai mare mulțumire. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi că sunteți alături de noi. Continuăm acum cu ceremonia de premiere a elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională. Dragi elevi, eu vă voi striga, veți veni să vă luați diploma, iar în dreapta mea, la acel birou, sunt colegele mele care vă vor înmâna premiul. Așadar, să începem. Bârsan Ioan Daniel, școala gimnazială Mircea Vulcănescu, Bârsana. Se pregătește Filip Alexandra, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare. Filip Alexandra, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare. Dacă nu este prezentă, mergem mai departe. Gogota Tudor Anton, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare.
Se pregătește Ilieș Oana, Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare. Mihali Mara Gianina, Școala Gimnazială numărul 1 Moisei. Se pregătește elevul mureșan Alexandru Ionuț. Mureșan Alexandru Ionuț, Școala Gimnazială Alexandru Ivasuc, Baia Mare. Se pregătește elevul se eleva Petrișor Alexia Claudia. Petrișor Alexia Claudia, Școala Gimnazială numărul 18, Baia Mare. Se pregătește elevul Pop Liviu Dorel, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare. Mergem mai departe la premierea elevilor care au obținut nota 10 la una din probe. Avram Nicola Lavinia, Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Baia Mare, limba română. Se pregătește Brezan Diana, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare. Brezan Diana, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare, nota 10 la limba română. Nu este, mergem mai departe. Căta Teodor Nicolae, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare, nota 10 la limba română. Se pregătește Codrea Maria, Colegiul Național Dragoș Vodă, Sighetu Marmației, nota 10 la limba română. Se pregătește Cosma Petruș Alexia Daria, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare, nota 10 la limba română. Mergem mai departe. Cosma Ioana Maria, Școala Gimnazială Dr. Victor Babeș, Baia Mare, limba română. Se pregătește Crișan Miruna Izabela, Școala Gimnazială Dr. Victor Babeș, Baia Mare, nota 10 la limba română. Dorca Luana Ioana, Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Baia Mare, nota 10, tot la limba română. Se pregătește Frasin Ruxandra, Școala Gimnazială Rona de Sus, nota 10, la limba română. Grigor Carina Ana, Școala Gimnazială George Coșbuc, Sighetu Marmației, nota 10 la limba română. Iugan Elisa Maria, Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Baia Mare, nota 10 la limba română. Se pregătește Iura Ioana Florina, Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Baia Mare, nota 10 la limba română.
Mergem mai departe. Cherecheș Codruț Mihai, Liceul Tehnologic Traian Vuiată Oțimă-Gherăuș, nota 10 la limba română. Se pregătește Laza Oana Ștefania, Școala Gimnazială Lucian Blaga Fărcașa, nota 10 la limba română. Malinetescu Daria Elena, Școala Gimnazială numărul 7 Vișeu de Sus, nota 10 la limba română. Se pregătește Maxim Alexia Riana, Școala Gimnazială Vasile Alexandrii Baia Mare, nota 10 la limba română. Mureșan Corina Bianca, Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare, nota 10 la limba română. Doar tatăl Corina. Bravo. Se pregătește Nemeș Raul Petru, Liceul cu program sportiv Baia Mare, nota 10 la limba română. Oțet Maria, Școala Gimnazială numărul 18 Baia Mare, nota 10 la limba română. Se pregătește Pătrașcu Ștefania, Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare, nota 10 la limba română. Julia Maria, Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Baia Mare, nota 10 la limba română. Multă felicitări, bravo! Rotar George, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare, nota 10, limba română. Se pregătește Rusu Raisa Maria, Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Baia Mare, nota 10 la limba română. Savu Antonia Maria, Liceul Tehnologic Alexandru Filipașcu Petrova. Nota 10 la limba română. Se pregătește Tătar Rut Manuela, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie, nota 10 la limba română. Tăut David Ionuț, Școala Gimnazială George Coșbuc, Sighetu Marmației, nota 10 la limba română. Trecem acum la matematică. Abrudan Alexandru, Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare. Se pregătește Berlinger Vasile Tudor, Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Boboșan Tudor Andrei, Școala Gimnazială George Coșbuc, Sighetu Marmației. Bontoș Bogdan Mihai, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare. Buhan Darius Matei, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare.
se pregătește Chiș Maria, școala gimnazială Mihai Eminescu, Săliștea de Sus. Covrig Raul Alexandru, Colegiul Național Dragoș Vodă, Sighetul Marmației. Dabija Paul Constantin, Școala Gimnazială Octavian Goga, Baia Mare. Danci Salac Noemi Kitty, Liceul din Borșa. Danciu Eliza Maria, Școala Gimnazială Gheorghe Lupan Groș. Deac Dragoș Daniel, Școala Gimnazială George Coșbuc, Sighetul Marmației. Drăgan Maria, Școala Gimnazială Lucian Blaga, Fărcașa. Florea Miruna, Școala Gimnazială Botiza. Ioan Lucas, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare. Iordache Miruna Teodora, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare. Lazar David Alexandru, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare. Marchiș Bianca Maria, Școala Gimnazială George Coșbuc, Sighetul Marmației. Mândrușca Andrei, Școala Gimnazială Lucian Blaga, Baia Mare. Molnar Brigita Izabela, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare. Negrescu George Virgil, Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Baia Mare. Oneț Raul Marian, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare. Petran Raul Francesco, Școala Gimnazială Băița de sub Codru. Pintea Traian Luca, Școala Gimnazială Dr. Victor Babeș, Baia Mare. Podină Răzvan, Școala Gimnazială George Coșbuc, Baia Mare. Vanca Mario Raul, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare. Zovani Maia, Liceul Tehnologic Agricol Alex Iuberin de Sein. Toți acești elevi au luat nota 10 la matematică. Balog Ester Dorotia, Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Baia Mare, nota 10 la limba maghiară.
Crișan Miruna Izabela, nota 10 la limba germană.